tare roșii, astăzi vom face un videoclip cu Clan War. Noi am făcut un Perfect War, este 45 la 15, așa, și astăzi să vă arăt atacurile mele și atacurile la alții din clanul meu. Așa, atacurile mele sunt 15 Martin și 8 Thomas. 15 3 stele și pe 8 Ostia. Așa, 15 Martin, ultimul, fiindcă era ultimul să-l fac pentru Perfect War. Așa, replay. Aici am atacat cu 9 dragon level 2 și 3 lightning spell-uri. Așa, punem X2. Pus lightning spell-ul acolo să distrug air defense-ul și am pus aici mulți dragoni. Și cam așa a fost tare ușor, easy. Așa. Punem X4 că nu e prea nimic de văzut aici. Avea o bază foarte, foarte oribilă. Și vă mulțumesc! Da, aici 3 stele. Și al doilea atac pe 8, Thomas, care l-a făcut Happy Suslic. Așa. Să vedem War Details, My Team și eu, Replay 2. Asta e 8, care tot l-am atacat. Aici dragonii s-au dus cam rău. S-a dus într-o parte, nu unde am vrut eu. Punem X4. Trebuie să pun dragonii un pic mai sus și era să-l fac 3 stele, dar n-am făcut. Aici au fost 2 stele, eu am atacat ultima dată, facem Perfect War, dar n-am putut și au atacat Happy Suslic și l-a făcut 3 stele. Am făcut hostia. Așa. Așa, așa, așa. Fac 61%. Și acum o să vă mai arăt și atacurile lui Tit Jarovna pe 13 și pe 4 l-a atacat. 4, o să vă arăt 4. El are o bază foarte bună. Să mă credeți. Așa. Replay. Uitați-vă ce bază. Wow. Are și Town Hall 8. Town Hall 8, vedeți? Asta este minunat! Tigerov ne-a tocat doar cu 5 dragoni și un hog. Și apunem X4. A fost foarte, foarte ușor. Nici nu a avut aia defensuri. Și 3 stele. Deci băieții au făcut farm mare. Așa, ne uităm și la 13. Acesta. Replay. Și pe acesta tot a fost foarte ușor pentru că avea un air defense de level 3 și încă un air defense level 4. Astea sunt foarte slabe. Așa eu cred. Pentru Town Hall 7. Aici tot a fost easy. 2 rage spell, o heal spell în mijloc și cam așa. La încă un atac successfully 100%. Și o să vă mai arăt cum Jans Eduard l-a atacat pe primul și adică a atacat oglinda și a luat 3 stele. Așa, Ian atacă de aici. A pus un wizard. Punem X2. Earth spell, earthquake. Pus aici golem, mulți golem. Urmat de wizards, apoi a pus Valkyr. Și cam cu Valkyr au făcut foarte mult aici. Așa, așa. Așa, așa. Archer Queen nu face aproape tot. Uitați-vă. Punem X2. Uitați-vă, Archer Queen nu face tot. Așa. Și încă 3 stele. Cam atât cu acest episod.
Mulțumesc pentru vizionare și la revedere!